Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din Mafia 1 Remake. E bine cum v-am promis. Vreau să-i mulțumesc lui Robert că mi-a dat acest minunat cont și că pot să-l joc. Eu sunt un mare fan al serii Mafia de, nu știu, de foarte mulți ani. Știu că mă jucam prin 2008 Mafia 1 și băgam foarte mult modul, dar nu contează treaba asta, băiții, să jucăm aici în dăm aici în game. Și am să scot web-ul dacă este la acest cutscene ca să vă bucurați de joc. Tommy? Thomas Angelo. Detective Narman. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee. Thanks. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, yeah. Said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Well, you got something might warm it up. Yeah. I might have something.
And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it five steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. Ok, în sfârșit putem să jucăm în Offer Can Refuse. Da, și era o imagine cu niște bani pătați, frate. Mamă, țin minte că asta a fost cea mai grea misiune pe care am jucat-o când eram mai mic. Adică aia a fost destul de dificilă. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. Shit! Da, exact, și controlele erau așa de greoaie, parcă conducea niște, nu știu, butuci, știi, nu, cu mașini. A, exact, da. Și știu că e dat și una în gură, mi se pare, lui Tommy, la începutul jocului. Mamă, dar o grafică superbă cu aia. Bă, nu știu dacă o să țin webcam-ul, asta e, cum ne-am cheamă, Actuate. Pentru că se vede cam întunecat la mine. Și nu, ai că practic stică tot videoclipul dacă mi-l pun sărăcie de webcam, așa că nu știu cum o să fie. Mă, optimizarea e pare ok, momentan, so far so good. Mamă, cu aia, și aici, mi se pare că este garajul lui Luca Bertone, parcă. E, o ardem ragazii, da, uite-mă acolo, o ardem așa ragazii. Ragazul, tutti muli. Mamă, ce roți, zici că sunt de bicicletă, mă jur. Giuliani Bridge, oh, okay. Da, frate, mamă, ce vibe. Oh, mai, trenul cu aia, mamă, mă urcam în tren când eram mic, ești nebun, și mă conduceam. E că conduceam, stai ca prostul spate, ești nebun, și așteptam să mi se sofă ceafă, decât un mafiu băștina și pula de un metru. Gata să mă făcutăm pe aici, mă scuzați. Bă, Roberte, îți mulțumesc mult de tot pentru acest cont. Pentru jocul ăsta, de fapt, că l-ai luat și nu m-am așteptat să-l iei chiar astăzi, adică din toate zilele credeam că mai... Ups! Scuze! Mamă, se știu că am luat permisul la pitiș, ești nebun. Mă, dar poți să zic, frate, că jocul ăsta arată incredibil de bine. Adică exact ca în trailer, frate. Exact ca în trailer. Da, și acum referitor la webcam, da, nu știu, e întunecat la mine camera și dacă cumva îl fac să se vadă mai bine, atunci am să-l pun. Dacă nu, frate, nu o să mai pun să nu fie cu supărare. Dacă credeți măcar stica dacă aș pune cu webcam acum, sincer vă zic. Așa că data viitoare, când mai facem, o să fie cu web-ul. Asta ca să se știe. Și se mișcă ok, am pus și V-Sync-ul acum. Și pe aici am văzut eu că e în trailer. Opa! Bun! După milioane de ani am scăpat și eu de ei, practic.
bine încă sunt problemele mele și găsi ei, să știi că misiunea asta chiar e grea. Adică e la fel de grea ca primul joc. Și acest lucru este foarte bine pentru că îți dă acel vibe. Am modificat așa puțin melodia, nu cred că e asta. Și noi practic acum, na, trebuie să mergem în drive to Little Italy. De ce să mergem în Little Italy, frate? Deci nu vine să cred, frate, că au făcut remake la jocul ăsta. Deci nu vine să cred. Ei sunt atât de entuziasmat și... Băi, simt așa ca un fel de obligație pentru Mafia 1 să facă acest clip și această serie, pentru că... Știu ce impact a avut asupra copilăriei mele, frate. Adică voi nu știți câte ore pierdeam să instalez cu mod. Ok, îmi place că mi-a băgat puțin ca și că toți în cură acum. Think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. Mamă, dar nu vine să cred foarte. Nici măcar nu prea mai recunosc nimic din zona asta. Adică zici seama, e remake, e complet motor nou, voci noi, zici seama. Și nu știu dacă s-au adăugat misiuni noi. Eu știu că există și free ride, dar asta nu știu cum e. Dacă e ok. All over in front of that bar. Salieri's place. Yeah, that's the one. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? Da, simi, da, da, și ăștia erau în Mafia 1, țin minte, da. Și după aia vine așa, semn hotărât. Exact așa, da, 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 exact așa. Da, exact, și el s-a speriat, frate. Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan, or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you want it at poker. The scratches on your car, you swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. Wow, da, exact ca Mafia 1 a fost, exact ca Mafia 1, exact aceeași chestie, știi, momentul când ai ieșit din restaurant hotărât. I could have had a heart attack, enough to fix the cap, nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work, I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. Wow. Chapter 1 completed, an offer you can refuse. Doamne, cât de bestial e jocul ăsta. Mamă, adică nu vine să cred. Wow, avem ceva de făcut, băieți, în jocul ăsta, avem ceva de făcut. Și nu cred că o să mai pun webcam-ul. M-am hotărât acum, în timp ce meditam, în timp ce vedeam acest cutscene și nu. Adică... Running Man, na, ții minte, fugarul. Știu, știu. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts, too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. Wow.
Da, efectiv, și-mi place că își crește costumul lui exact la fel, ia. A, deci pe L. A, a, ok, deci am asta de, de viteză foarte, că știi care e faza, că dacă depășești... Ok, bine, bine. Ideea, dacă depășești cumva viteza, putea te va lua, ești nebun. Mă, dar exact, dar arată foarte bine jocul ăsta, frate, arată excepțional. Și e și bine optimizat, adică până acum n-am văzut la bine, poate doar la început un pic. Da, a, ok, se fac în radio. E ok, bine, e optimizat bine, frate. Mama, deci când am văzut că l-au făcut, e fie, nu știu ce să zic, frate, sunt atât de entuziasmat. Sunt ca un copil de la mic, știi, care duci în parc. Exact așa știu. Mi se pare că ții minte și ăsta, nu știu, parcă era Mafia. Mamă, coaie, când mamă, din nu mi-e să cred. E atât de frumos. Ha, mă, treci, mă, bulangiule! Pe ce claxonezi? A, mă, pe ce claxonezi, coaie? Pă, pă, n? H? G? R? Bă, nu știu pe ce s-a apăs, bă. Bă, mă, morții, mă, o să mă uit pe ce. Și jucăm pe medium. Nu știu, poate am să-l ducem pe mai sus, dacă depinde cum e. Și seamănă foarte mult cu Mafia 3, adică... E făcut pe același motor grafic cum a venit. Dar e mult mai... Dar se vede că e mai mișto, frate. Ups. Mă scuzați. Ragație. Here you go, St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure, whatever you say. Mama, dacă am jucat, era femeia asta. These Italians are all the same. Aha, vei să nu... Search for the state of Lost Heaven. Ah, trebuie să merg pe cabou pe aici. Ok, cât de greu poate să fie. Facem așa o mică tură pe aici, vedem o grămadă de oameni. Și, băi, jocul arată excepțional, frate. Eram știu dacă puteți să aveți... Știu că este și modul pentru el. Știu că te poți juca cu Vito, poți să ai first person mod. O grămadă de moduri, dar deocamdată n-am să fac. Poate că după ce să termin jocul. What the fuck? What the fuck, oaie? Oh my god! Ok, that was good. E primul bug pe care îl văd în jocul ăsta, dar bine, nu că e bug, mă rog, glitch, ca să zic așa. Nu m-a deranjat treaba asta. Ups. Ok, domnule, intrați. Nu, deci nu știu câte misiuni sunt, mi se pare că sunt vreo câteva. Țin minte că sunt vreo, erau vreo 4 misiuni în Mafia cel vechi. Art gallery. Give me that quick. Sure. Quick I can do. Nu știu, dar dacă mamă și pe timp, da, mi-amintesc, frate. Taking some time out. What's it to you? Not much. Just talking. I'm paying you to drive. So do that. Mamă, dar chiar că erau nesimțiți, frate, ăștia. Erau... Look at him out there. The problem with this downtown. Și mi se pare că ăsta e... Pune mască, e pe după Chicago, parcă. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Saw that before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day's gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Mama, yeah, I get you. Și mama, dar ce jigoși, frate. Gata, frate, mă dau la o parte. Asta mă așa de poliție, frate, vedeți-ne, dacă cumva ne supărăm, v-am venit după noi. Mamă, 13 secunde, shit! Boy, bug sprintul, ești nebun. 8 secunde, hai că am timp. Dar chiar acum să pierdem. E, pula mea. Poftim. Thanks, pal. Here's 50 cents. I don't spend it all at once. I'll try not to. Bă, era sinte mine, frate, ce face? Păi, intri mine, domnule ofițer, ce dracu' fie asta?
Păi... Every fair today's been a son of a... Bă! Ai intrat... What? Under the next. Îmi pare rău, domnule ofițer, n-a accentat în mine, da, nu m-ați văzut, eram și eu mic. Am înțeles, am înțeles. Haide că mă grăbesc, domnule ofițer. Da, 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 da. Da. Bine, 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 bine. Da, eu eram de vină, știi, n-ai intrat la mine. Am înțeles. Stai, mă, că nu mai plătesc amendă, frate. Opa, stai să găs, că ăștia sunt părmele mele acum. Sunt cu ochii pe mine. Gata. Hai, domnule, intrați, vă rog. Mă, dar și... Bă, mai, dar știi că parcă... Nu știu, mi se fac că e orașul chiar viu așa, știi? Boy, you look like shit. I've been working since five. What's your excuse? No. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. Mama, okay. Da, și aici mi se pare. Da, aici va fi final, mă rog. Mă rog, cursii, ca să zic, nu finalul jocului. Încercat faci așa, să fie așa glumeț. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess. Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Eu mai citesc acum comentariile, comentariile, dialogul. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Guess so. If they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Mie zici. Așa și da, am să mă uitac puțin pentru că până la schimbă vreau să și simțiți atmosfera jocului. Pentru că e una să vă zic și alte să simțiți pe pielea voastră. Așa că v-aș ruga să citiți și voi dialogul ca să știți cam de ce este vorba și... aduce așa, știi, un farmec al jocului ca să spun așa, știi, te... Băi, sunt atât de entuziasmat, mai încât... Nu știu ce să zic. Ah, da, și mi se pare că aici e... E lângă barul ăsta ieri, că a fost cu benzinăria aia. Up here on the corner, please. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Ok, da, da, și aici o să fie, da, am înțeles. Mai ții minte, ții minte misiunea asta. Păi, ții minte cam toate misiunile, frate. Le mai am în cap. Îți dai seama de cât l-am jucat și jocul ăsta are vreo 6 ore comparativ cu cel vechi. Hey, how you doing, pal? You remember me? Nu. Yeah. Ah, e... Mama, ce... A little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while, eh? Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Ah, da, și aici va fi... Aici să fugim. Opa. Bă! Au, au! Bă! Bă! Hell shift-ul spui, mamă, dar nu mergea, frate. Aoleu, fugi repede, repede, repede. Și știu că unul se hipișea la un moment dat când făceai colțul pe aici. Mă rog, mafia cel vechi, evident, nu ca... Da, mi se pare că și mașina asta ieșea, da, 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 adevărat. Hai, ți-ai dracu să fiți de gunoi, ai dracu. M-a făcut pe mine, ragazzo. Italia, Fabrizio. Mamă, doamne, cum se simte, frate, deci... Bă, bă, cred că merită să-ți iei banii, să-ți dai banii pe o rege bun. Look at this. Nu, nu era asta la început, ajunge, nu, nu, că nu era pe aici, la începutul jocului, la, mă rog, la început, la, vă știți, v-ați spus voi. Dino, Lou, you got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right? Yeah,
What is he is to Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal, we ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Thanks. At least we could do it. Chiar vreau să explorez barul ăsta ieri, frate. Cancelieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. Mamă, cât ce vibe am, frate, cu barul ăsta, pe bun. Era... Aici era barul copilăriei mele, aici am în sărbam eu ziua, în barul Salierii. Mamă, cu aia e. Enter. Cred că asta o să poste, acum știu că YouTube-ul ăsta mi s-a procesat și clipul ăla cu zi cu Jack Samurai. Era încă la ziua 0 și să sperăm că, na, se procesează. Seamănă cu Vadim ăsta, mă jur. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This, taxi. That's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You're gonna ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. No one else knows you here, so tread careful, okay? Okay. Sure. Mamă, frate, da. Mi-amintesc, frate, dar aici, bă, dar aici nu era ușă, frate, înainte. A, să nu ia sigur, ia să mai stăresc puțin barul. A, nu se poate acum. Wow, arată incredibil. Era mișto dacă puteai să explorezi, că trebuie să iei legătura cu mine, că trebuie să ai puțin dialog. În Mafia 1 chiar puteai, adică dacă te duceai la un pedestrian, apăsai click dreapta, chiar îți răspundea ceva, ceea ce... Lucrul era, acest lucru era, până mă schimb, era foarte, foarte wow. Adică pentru un joc din 2002, frate, să aibă aceste detalii, frate, e wow. Ia adaugă ceva la, știi, la joc cum a venit. A, și, a, nu poți să... What? A, te să-i pe partea. Deci cam asta era barul, frate. Nu s-a modificat chiar așa de mult. Știu că aici erau, mi se pare că erau, nu știu, niște uși pe aici, în joc. Era mișto, dar dacă puteai să just oprești luminile, să mamă cât de... I got places to be. Okay, come through this way. I'll take you to Vinny first. Na, Vicențiu. Vicențo. Coi, dar nu erau asta. Adică bine, ușa asta era într-un fel aici. Da, da, și aici era... Exact, mamă, nu mi-e să cred. Și shop-ul lui Vicențiu, fraților, era chiar în partea asta de aici cum a venit. Când ești din bar, da. Vă că pun și scăd, acum văd că s-a... Că practic e cam la fel, frate, numai că s-a schimbat așa oarecum. Și știu că era și scările alea de acolo, tot. Dar n-a prea fost modificat așa foarte mult. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Polly! Oh, she's gonna sing!
Who's this then? Vinny. This here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good, good. Hey. You just need bean shooters or ruts? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. If the bat don't work out for you, I got a few cocktails here. Ay, ay, ay. Careful with them, though. Don't want to burn off your short ears. Good wow. To meet you, Tom. Let me know if Paulie gives you the hard time. Și mă face și în emisiunea asta, după aia am să o opresc. Și sunt chiar curios cum va fi următoarea emisiune. Și sunt curios care este părerea voastră, frate, despre jocul ăsta. I'm telling you, it's like some kind of black magic. Hey, genius! Get your head out of your ass! Polly, you can't just sneak up on a guy like that. Mamă, da, la fel de bârbuit a rămas. See, you're still a little limping. Guess we got two cripples working here. Oh. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Papa Polly. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. Well, you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Papa Polly? It ain't a hot rod, but it'll get you across the town. All right, let's go. You're driving. Dar parcă era verde mașina înainte. Dar era verde. Don't let me catch you loafing off again. Mamă, cu ce sărăcie de mașină. I'm gonna cut your brake line, asshole. Wow. I don't know what Ralph's trying to pull, giving us this motor. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. Mamă, ce sărăcie de mașină, mai băiatului, domnul merge într-o sărăcie de asta. Lipsă de respect. It's good to get a change for the cap. You don't have to be nice about it. Stings a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier. You guys deal in broad daylight? Normally, nah. This was their first drop-off. The cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, the guy whose cars you got a torch? He's got more friends on the force than us. No, I'm into this. We're okay, as long as we're careful. An eye over our shoulder. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. We'll keep some back for friends. I'm no big drinker. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. To us, you got a line in the good stuff. But it's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. The dames they got in these places. Best tables, best food, best skirt. Some way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. Sure. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. I got you to protect me. It'll go fine. Well, if it don't go fine, try not to let him see your face. Either that, or you hit him so hard they don't remember it. Okay, să pune ceva, o limită de viteză totuși, că e un gabor care face de cap. Mă, dar arată total diferit, frate, și îmi place că, băi, îți dă un vibe de un nou joc, frate, exact. Păi, și că a fost fața că Mafia 3 a fost un eșec total, dar pot să zic că ăsta are un vibe bun, de la început. Not really. There's always some give and some take. Though in general, we look after Little Italy, and his guys work North Park, and more besides. You're walking on the wrong sidewalk, in the wrong part of town, you start getting a sense you need to be someplace else. You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down. Okay, bun.
Și am și uitat, mi-am pierdut ideea. Ok, parc Nier Morelos. Ah, da, mai țin minte, da, arată că, să știi că, arată asemănător, frate. Și știu că așa o mașină secretă în parcare, una chiar bună pentru început. Ok. Sure. Why are you coming with? To see if you get shot. Ok, cred că aș putea să merg eu, frate. Doar arată mi-o să merg și mă duc, nu trebuie neapărat să merg așa de încet. Ok. Da, ți minte că Pauli n-a venit, da, în jocul cel vechi nu era mașină. Ok, și până naiba se intră pe aici, nu? Ah, ok, deci Crim Defense, am înțeles. Și da, aici era un fel de mașină, dar e schimbat total, frate, observ. Hey, what the hell you doing? What do you mean, what am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back there? Who are you? A guy who don't know what idiot told you to keep a lookout here. Dino. Dino told me. Dino? Salieri? Just like that. You got it. Wow, frate, asta este un buta de jos. M-am postit și cadavru pe bune. Ia, cum arată harta coaie? Mamă, da, frate, arată chiar, mamă, dar chiar că arată exact ca... Oh my fucking god. Let's get to these cars. Take your bat and start swinging. Hold. Oh, wow, mama și grenăzi, frate, înainte mi se pare că puteai să-i grenăzi, dar nu erau atât de accesibile. Ah, deci cu Q am înțeles, deci am... cu siguranță. Mă, dar cât de mici poți face cu... Oh, mă... știi că mi se pare că puteai să pui niște... Cum se cheamă? O cutie la... Da, la ușa acolo. Bă, să știi că era detaliu mic, dar conta, frate. Oh my god. Boom! Use a Molotov and let's see some flames. Pe și cum neva? Ah, ok. Love your work. Love the smell of burning paintwork. Bun. Am făcut pagube serioase. Whole block heard that. We gotta go. We can take Dino's car. How'd you know this is Dino's car? Ah, da, frate, da. Da, și era o mașină secretă. Da, înainte nu puteți să... Da, să spargi ușa. Oh, fuck. Ce bine îmi pare că au... Donut capul de Salieris, ok, am înțeles. Sounds good. Right now they're pissed. But let's not get them real pissed. Ah, mă, că nu se ducă la fix pe mine, ești nebun. Cred că i-a scăpat acum. Oh my god. Păi, am încercat. Da, asta că nu vine după mine, ciudat. Stay out of sight till they lose interest. Oh my god, ăla vine după mine, fuck. Fuck, ce pot să fac acum? Ba, viteză mare asta fac în pula mea. Asta e singurul lucru pe care mi-a rămas să fac. Ideea că acum trebuie să ne ferim de gabă, ești nebun. Era un falcone mașina asta, din câte mi-am dat, era un falcone albastru. Mașina de gangster, ce pula mea. Mamă, dar am și... Dacă făceam o cune, mă se cheamă... Da, serie la mafia original, după aia făcea la asta, știi? Mama, știi, faimosul tot un tunel. Morello's got the chief in his pocket.
How did it feel? Feel good? Foarte bine. Foarte bine a ținut. Taking Dino's car. Feel good? Yeah. I guess it did. No time like the first time. Mamă, cum e cât de diferit. A, și mi se pare că aici era un fel de sfârtătură pe care puteai să o iei, de exemplu, merge pe aici. Sunt curios dacă poți să nu-ți, frate, în jocul ăsta, sunt chiar curios. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. Busy days, there's slow days. Had more of an introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar joined with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. Well, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Your cousin got made, or you like Carlos, Pop went way back with the Don. That means you get trusted more when you're starting out. But there's plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. Well, I don't got plans, so... Sure you don't got plans. The plans are to feed Vinny so much booze that Luigi has to roll him out the door again. Wow. What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Well, why? It was a boiler. This one's better. A better car with a broken wheel? Hey, crede-mă că poți să o repar pe aia, bro. Never killed nobody. Haide. He's still with you then. Somehow. Yeah. Ok, after you se pare că nu pot să deschid eu, ci Poli. Hey boss. It's done. No trouble? Yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah. But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. But Morello, he's a hothead. And all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you, but you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. The man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay, then.
Welcome to the family. Excellent. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Frumos. Welcome. Frumos, foarte frumos discurs, mă jur, îmi place foarte mult, deci... A barman Luigi, it's not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. Ia vedem acum dacă putem să... Ordinele rutina, ținutul, știu. First days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly, we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. Come on, but what did I know? You, Tommy? Come on, yeah. Boss is waiting for you. Thanks. Bun, lume, că a fost totul cu acest episod, sper v-a plăcut. Eu am fost Drago și noi ne vedem data viitoare cu un alt episod din Mafia 2. Cred că o să vină, eu știu, mâine sau poimine acest episod. Dar cred că să sperăm că cât mai repede. V-a salutat.